Dialog contondent între viceprimarul municipiului Buzău Sorin Apostu și fostul președinte al Tribunalului Buzău, consilierul local Constantin Florescu, pe tema interzicerii presei la ședințele Consiliului Local Municipal. Fost jurnalist Sorin Apostu a precizat că în situația în care toți reprezentanții mass media ar participa la ședințe, sala ar fi insuficientă, motiv pentru care s-a luat hotărârea de a le interzice accesul. Explicația a dat naștere unei replici pe măsură. Problema mea este următoarea. Dacă toate aceste ședințe se transmit live, în timp real, nu văd rostul de a fi aici în sală încă 40-50 de ziariști. Domnule, asta e o speculație de politruc. Politruc, populist. Cum adică? Credeți că o să vină 50 de oameni? Chiar, dacă și eu sunt politruc, domnul Florescu, înseamnă că trăim în alte vremuri. Păi, dar ce, asta e explicația că dacă sunt 100? Nu, ideea este că presa trebuie să aibă acces direct, pentru că sunt decizii ale CEDO, articolul 10, e Constituția, da, dacă vă interesează. Dacă nu vă interesează, cetățeanul, presa are libertatea să dea informații fără cenzură a instituțiilor publice. Articolul 10 din CEDO, citiți, libertatea presei de a comunica informații fără amestec cu autorităților publice. În condițiile în care te uiți pe la televizor, e direct, nu autoritatea publică face aceste filmări? Aici e problema, mai mult juridic, dar așa dumneavoastră dați explicații care numai niște dau copii cuvântul domnului vin secretar. 50 de reporteri. Păi și vă spun eu că o să vină 4-5, că restul nu vin. Așa cum se poate lesne verifica numărul jurnaliștilor prezenți la ședințele Consiliului Județean Buzău sau conferințele susținute de Primăria Buzău, nu strâng mai mult de 10 jurnaliști, astfel încât numărul exagerat vehiculat de viceprimarul Apostol a determinat pe consilierul local Constantin Florescu să facă corecțiile de rigoare. Consilierii opoziției au declarat că vor ataca hotărârea în instanță și la prefectură. Sub premiza că ședințele Consiliului Local sunt transmise online, consilierii fug din fața jurnaliștilor, interzicându-le accesul la ședințe, acolo unde ar fi putut să primească întrebări și să ofere publicului detalii și explicații despre deciziile pe care le-au luat.